Chiar ieri am fost la un Consiliu Politic Național în care domnul prim-ministru Marcel Ciolacu ne-a prezentat viziunea viitoare și ne-a încurajat să ajungem în anumite în care să fazăm anumite proiecte, pentru că avem nevoie ca să și guvernul are interesul de a absorbe cât mai mulți bani, atât în actualul exercițiu financiar, cât și din următorul, și atunci pârghiile financiare s-au creat, trecem și la nivel guvernamental, în care să putem să fazăm proiectele din poim și nu numai, și din port. La CAUri avem lucrare contractată, iar la CEUri lucrăm cu cei de la pavaje spații verzi. Continuați și anul viitor cu bineînțeles, nu ne oprim, pentru că, așa cum am spus, asta este viziunea de a scoate mizeria dintre blocuri și a crea locuri de parcare cât mai multe, pentru că numai așa putem să devenim mai civilizați și să avem un anumit confort. După aceea, pasul următor mă interesează ca să extindem iluminatul public pe aceste parcări acolo unde să ne ducem, avem un proiect care va intra pe următorul exercițiu financiar pe mobilitate urbană și încercăm să ducem cât mai multe camere de luat vederi și în parcările de reședință pentru a le securiza și a avea timpii necesar să intervenim dacă cineva face o vandalizare sau altceva. O să facem un sediu al poliției locale nou, în care o să ducem iarăși un sediu de monitorizare acolo destul de modern, sau foarte modern, așa eu spun cu modestie, dar o să fie foarte modern. Și dacă reușim să dublăm numărul de camere de luat vedere în viitor, să ajungem, am preluat la 26 de camere și am ajuns la 100. Acum, destul de performante, acum vrem să extindem fibra optică pentru a acoperi și cartierul Măgureni și aduce foarte mult pe strada București să securizăm, să ducem fibra optică la toate camerele de luat vederi pe care le avem și pe stațiile de autobuz.